Bună seara, sunt Oleg Brega și zilnic, de la 7 aproximativ, vă invit pe Undă Verde să discutăm despre câte se întâmplă în lume și în țară prin prisma membrilor, simpatizanților, chiar și a liderilor din Partidul Verde din România. Astăzi i-am ca oaspeți pe domnul Iulian Toplicianu, lider al Verzilor de la Sibiu. Tot de la Sibiu, lider e domnul Cristian Hirsch. Și poate ni se alătură Stelian Ticușan, tot de la Sibiu, dar mereu în fiecare seară cu noi e și Gabriel Ursescu, nu știu de unde e din România, dar știu că de mulți ani e în diaspora, în Suedia, ca să rimeze cu Sibiu măcar la început. O să rog pe domnul Toplician să se prezinte, să ne spună cu ce se ocupă în viața lui civilă, în afara partidului și cum a ajuns în oastea generalului Călinescu. Florin Călinescu, dacă nu cumva e în partid de înaintea domnului președinte Călinescu. Nu, bună seara. Ați venit la invitația lui, da? Ați venit odată cu el. Aș zice eu, da, la invitația domnului Cristian Hirsch, care este președintele partidului filial județeană, eu fiind președintele filiei municipale, aici la Sibiu știți că avem zonele limitrofe care sunt foarte cunoscute în afară, mărginimea Sibiului este foarte cunoscută și în diaspora, bănuiesc, și probabil au ajuns și peste mări și țări, ca să zic așa, să mă exprim. Și orașul e celebru, da, că a fost o vreme capitală, da, europeană culturală, ceva corect, de felul ăsta, nu? Corect, da. 2007, dacă mi-aduc bine aminte, am fost capitală europeană, am fost mândri cu toții despre... Chiar meritam după atâția ani. Și e celebru prin faptul că primarul de acolo a ajuns, iată, pentru al doilea mandat președinte al țării. Da, să știți că să fac o analogie, așa, prezentându-mă rapid... vis-a-vis de oraș european, mi-aduc aminte că în vremea aceea Florin Călinescu făcea emisiunea respectivă, celebra emisiunea Chestiunea Zilei, și l-am văzut lăudându-le un pic, așa ca și sibien, discutând la un moment dat, dacă nu mă înșel, cu celebrul poet care avea un limbaj mai agresiv de la televizor și îi spunea lui Dinescu că uitați-vă pe harta României. Atunci PSD-ul era mare pe toată harta României, PSD-ul era roșie, ca să zic, harta. Și ce, uitați-vă aici în mijlocul țării un oraș de sibieni, fost pe vremuri, noi am avut un procentaj de 80% de populație germanică, iată, zice, sibieni și-au ales un primar sas. Deci noi cam de prin anii aceia, mult înainte de anii 2000, ne-am ales un primar, adică am gândit noi la vremea respectivă că trebuie să facem o schimbare. Acum, făcând abstracție de faptul că Iohannis este din nou președintele României, na, zicem noi că la vremea am făcut o alegere bună, am schimbat ceva, am început ceva, o schimbare și în felul nostru de a ne comporta vis-a-vis de cetățenii noștri și vis-a-vis de treburile țării, ca să zic așa. Și a rămas, da, în locul lui administrație bună în Sibiu? Da și nu, să știți. Acum lucrurile pot fi îmbunătățite de fiecare dată. Noi sperăm că să-l avem pe alt Cristian Hirsch ca și primar într-o bună zi, fiind președintele județean aici. Noi am sperat și un om tânăr care să vină cu altă viziune, să știți că uneori ne judecăm chiar și pe noi. Eu sunt un om trecut de 40 de ani, Cristian este mai tânăr ca mine și uneori să știți că venim cu un bagaj care nu-l observ la cei din generația de după noi, ca să mă exprim așa, am 48 de ani și vin cu ceva reminescențe din perioada comunistă și ulterioară, ca să zic așa, iar observația mea este, uitându-mă la copii, la generația lui Cristian, nu este chiar copil, dar și sub Cristian, ca și ani, văd o schimbare în felul lor de a se raporta la ce se întâmplă în jurul lor. Și este de bine, adică văd o chestie de bine și eu cred că ar trebui ceva schimbat și la noi în Sibiu. Și cu ce ziceați că vă ocupați acolo?
În timpul, ia De zic, în timpul meu liber, pace. da, da, mă ocup, sunt manager wellness la un centru mare, centru din Sibiu de sport, centru Area. Și Fără acum a face nicio reclamă. sunteți izolați la Acum, domiciliu? da, suntem izolați la domiciliu, da. În rest, am lucrat și prin străinătate. Eu am lucrat până în 2015, plecat în Qatar și am lucrat câțiva ani buni tot în domeniul acesta, a wellness-ului, a fitness-ului și am prins, cum să zic, o experiență foarte bună care m-a schimbat și pe mine, să știți. Am avut nevoie de schimbarea asta și eu, să știți, și cred că în bine, De zic eu. schimbare, vă referiți la implicarea în politică și intenția de Exact, eventuala exact. candida sau ce? Da, vă spun și sincer că în 2015, adică în 2014 la final, am luat o decizie cu soția, deși aveam o situație extraordinar de bună în țările în care lucram, în Qatar, respectiv Dubai, soția, și am luat o hotărâre să ne întoarcem din nou în țară. Tocmai din motiv, fiind principala motivațiune, văzând că se schimbă ceva în țară, la vremea aceea l-am susținut pe Iohannis ca și președinte, ca toată lumea bănuiesc, de bună credință și da, ne-am gândit la vremea aia că e timpul să ne întoarcem, să facem și noi ceva. Da, putem spune că sunteți om de afaceri, businessman? Am încercat câteva, am eșuat, probabil ăstea sunt, nu știu, probabil și la chestia asta mai trebuie să lucrăm, să ajutăm și comunitatea. N-am, am eșuat, am încercat mici chestii cu soția, dar na, din Deci vă păcate. gândiți la o carieră politică. Probabil nu vă mai doriți îmbogățire, prosperitate. Vreți să contribuiți la Nu, nu, să schimbarea. știți că nu, da, pentru noi este, zic eu, este esențial și ar trebui să fie pentru toată lumea schimbare. Noi suntem foarte activi și eu și soția pe Facebook, ne implicăm și suferim când postăm. Am suferit și în noiembrie, atunci în Qatar, credeți-mă, vorbeam singur din birou, eram pe laptop, vorbeam singur, vreau să schimb ceva în țara asta și îmi doream mult să ajung în țară să se schimbe lucrurile și la ora asta sufăr când văd că se taie pădure și nimeni nu ia nicio. Sufăr când văd polițieni că vin și ne mint în față la televizor, ne spun că, vezi, Doamne, trenurile pleacă din Austria către România, este nu penibil, este strigător la cer și un, cum să zic, o jenant să ne pună la nivelul ăsta de ca și când noi n-am avea acces la informații, nu aveam acces la Facebook. S-au dus vremurile când stăteam și citeam un ofițuică, un ziar și ce ne dădeau să citim, le înghițeam ca atare sau ce ne mințeau la televizor. S-au dus vremurile astea. Dar ministrul Informația vine ecologiei cu o a viteză. făcut chiar azi o conferință de presă și a zis că ce vedeți dumneavoastră pe internet sau la unele televiziuni răutăcioase e fake news, nu sunt adevăruri, că cineva le vrea rău, că adică cele mai multe Cine? transporturi de lemne sunt legale, tăierile sunt autorizate, ați Păi da, și urmărit? legalitatea, deci la asta ne referim, corect. Să spunem că el zice că și legalitatea fiind care? Deci aici este marja de legalitate și ilegalitate, tot timpul a fost un fel de du-te vino. Nu există gard între legalitate și ilegalitate. Legalitatea a trăit bine cu ilegalitatea în toată perioada asta. Motivată fiind probabil de foamea unora, de nepăsarea altora și neputința unora. Nu mai povestesc de cei care au stat la butoane, care s-au efectiv s-au înfruptat din chestiile astea. Că, să recunoaștem acum, lemnul este aur. Eu am trăit în țări arabe. Credeți-mă, aur se numea aurul verde, adică o bucată de lemn să aduci în zona era aur. Credeți-mă, știu ce înseamnă asta. Spre Bogăția noastră deosebire se de duce. țările arabe, România e împădurită deocamdată, dar s-ar Corect. putea să Corect. deșertificăm teritoriul României după modelul nord-african sau al peninsulei Corect. arabe. Aveți dreptate. Perfectă dreptate aveți. Așa este. Și este foarte trist. Păcat. Păcate. Am fost în zona Dureului. În zone care le-am văzut din copilărie și am rămas șocat. Am oprit mașina ca să văd o coamă care eu mi-aminteam din copilărie. Am fost în Dureu în 1978 cu părinții. M-au dus în zona aia prima dată. Era, nu pot să vă exprim în cuvinte, verdeața. Și am revăzut-o după mulți, mulți, foarte mulți ani. Și am rămas șocat. Atât cât îmi aminteam eu din memoria de copil, creștele cu pomi erau rase, erau efectiv, nu mai exista păduri, erau dealuri. Și am zis, bă, nu se poate, mă, în țara asta. Și
ei ne spun chestia asta cu seninătate și cu relaxare, așa că da, e ok. Păi e Și ok acum să devin deșert, probabil. constatăm la Azuga că se fac lunecări de teren, nu cumva tot din cauza Corect. defrișărilor. Bineînțeles, bineînțeles, Și bineînțeles. ce ar trebui de făcut? Care ar fi soluția? Soluția ar fi să ne luăm, bine, asta vorbesc din punctul nostru de vedere a celor averzilor, este să ne implicăm mult mai mult. Acum o să vină și alegerile, o să încercăm și noi să facem parte. Deocamdată doar noi suntem de pe margine, povestim, încercăm să ne implicăm, încercăm să ne implicăm familiile, prietenii, să aducem oameni de bună credință care să se implice real. Adică noi nu venim cu un bagaj, marea majoritatea noastră, Cristian știe, noi discutăm, noi așa ne-am întâlnit cu toții la o cafenea, prieteni fiind și prim prieteni, sportivi fiind marea noastră majoritate, karatiști și oameni de fitness, ne-am întâlnit acolo, da, poate sună ciudat, dar cam așa, așa ne-am întâlnit cu toții la o cafenea și întotdeauna noi am respectat natura, să știți că sportivii respectă și natura, în primul rând. Și noi am zis să ne implicăm, că e timpul să ne implicăm, pentru că ne-am săturat de minciuni, de minciuni, de faptul că multă lume crede că noi nu ne dăm seama ce se întâmplă în jurul nostru și tacit, probabil, și asta este un păcat al nostru, că tacit și noi, ne făcând nimica, suntem părtași la ceea ce se întâmplă, să știți. Și atunci am zis că cam e momentul și pentru noi să... Am observat la domnul Hirș pe profil că face sport și cred că și prima dată când am vorbit tot l-am întrebat de chestia asta. Dar acum vă provoc pe ambii sau pe toți trei. Nu e așa că ar trebui să avem o schimbare, nu știu, de atitudine ca cetățeni și de politici ca stat pentru schimbarea comportamentului de consum, de menținerea sănătății, ca să nu ajungem, iată, la vârsta noastră, cum ziceți dumneavoastră, eu am 46, dumneavoastră aveți 48, pe la vârsta noastră deja unii încep să umble des pe la spital, din cauza obezității, din cauza diabetului, din cauza tabagismului, din cauza modului sedentar de viață, etc., etc. Sigur că este nevoie de o schimbare în acest sens. Personal, mi-a plăcut foarte mult acea frază spusă de președintele Partidului Verde, domnul Florin Călinescu, spunând că dânsul nu vrea să construiască mai multe spitale, ci dorește să învețe populația să trăiască mai sănătos. A fost o frază care mie personal mi-a plăcut foarte mult și sunt foarte de acord cu ea. Având domeniul de activitate în sport, din păcate am observat multe lucruri care nu sunt, care trebuie să tragă un semnal de alarmă și vă pot da un exemplu foarte trist. Odată intrând în vestiar unde se schimbau de tatami sau cum se zice. Intrând odată în vestiar unde se schimbau copilașii, am observat copii de vârstă foarte mică, 8-9 ani, care aveau acea celulită pe burtă, pe corp, ceea ce este un semnal de alarmă foarte mare la o asemenea vârstă să apară această celulită și cu siguranță în primul rând acest lucru se întâmplă din cauza unei alimentații nesănătoase, necorespunzătoare și bineînțeles a lipsei de mișcare sau insuficientă mișcare. De regulă, reprezentanții statului lasă pe seama familiei sau pe a școlii și educația asta de sănătate și încercarea de a scoate copilul de la computer, de la tabletă, de la telefon, să-l scoți în stradă, la teren de joacă, la săli de sport. Și vedem că, deocamdată, cu mici excepții, cei mai mulți copii stau lipiți de gadgeturi, nemișcați și, cum ziceți dumneavoastră, încă dacă ajung în sala de sport, îi vedeți cu celulită. Dacă nu, îi vedem după aceea pe la spital,
cum am zis, cu diverse simptome. Da. Din păcate, cred că ne întoarcem la lanțul slăbiciunilor sau la cele verigi care lipsesc de fapt. Fiind invitat odată la un liceu cu profil sportiv pentru a desfășura o oră de sport, am avut surpriza ca dintr-o clasă întreagă să am doar doi elevi băieți și vreo cinci eleve fete, restul sau majoritatea fiind scutiți de educație fizică, având adeverințe medicale prin care aceștia erau scutiți de educație fizică, sau fie fetele erau în acea perioadă a lunii delicată. Exact, sigur că da. Fiecare dintre ei aveau câte o justificare pentru a se sustrage, a se scuza în lipsa activității sportive. Din păcate, eu cred că și învățământul, sistemul în sine nu sprijină suficient activitatea ca mișcare. Curicula școlară prevede probabil implicare, dar iată, balcanismul, șmecherismul nostru face ca să evite care cu diverse pretexte poate prezența la școală și nici alternativă nu are, acasă tot nu face nimic și vedem consecințele. Gabi, care ești peste hotare, poate ai avut timp să observi, mai ales că ai și copii, poate le dai fetele la școală, la grădiniță și vezi acolo, se fac astfel de scutiri de la sport? Da. Salutare, dragi colegi. Mă bucur că începem să prezentăm filialele, ceea ce este foarte important. Și vreau să vă mulțumesc că, în termen scurt, filiala din Sibiu a și crescut și a și demonstrat că se poate conta pe ea și a inițiat câteva acțiuni concrete. Vreau să vă spun că Sibiu mi este foarte drag. Eu sunt născut la munte, în Bucovina, dar crescut în Arad. Am făcut și eu sport, muntele mi este foarte drag și natura în general, și vreau să spun un lucru. Cei mai frumoși oameni pe care am cunoscut au fost pe munte și la sport. Și acum, dacă deschid telefonul, cred că jumătate din oameni sunt ori de pe munte, ori de la ceva activități sportive și cum ne mai puțin de la berile din vară. Bun, haideți să și glumim un pic, că astăzi este și rostul. Ce vreau să spun? Comisia noastră de educație de la Partidul Verde trebuie să se uite foarte bine și în ograda cealaltă, adică cum dezvoltă partea asta de educație fizică, dacă este să ne axăm pe partea asta, fiindcă sunt lucruri foarte interesante. Și vreau să spun cazul din Suedia. Suedia pune mult accent pe profilaxie, asta apropo de sănătate, și pe activitate. Și pune la îndemână copiilor tot felul de activități, hockey, bandy, ski, tot ce vrei, și are niște activități care așa le spune, vacanță de sport, sport love. Și atunci astea sunt integrate oarecum cu părinții, unul dintre părinți cel puțin trebuie să meargă și începând de la o anumită vârstă el trebuie să-și petreacă timpul, să, mă rog, cam așa se pliază și programul de servici sau părintele și a liber, astfel încât să își petreacă cu copiii undeva la munte sau undeva la mare activitate. Deci ea este întreținută și nu, asta nu, frumusețea este că acest lucru a devenit un reflex în mentalul colectiv suedez și astăzi vorbim de fapt despre o tradiție. Așa se face că vezi suedezi și suedeze frumoase, zvelți, cu spatele drept, care se uită drept la tine, nu vezi cu cârjiți și tot felul de cartofi care merg pe stradă. Și asta este adevărul. Este cam neconceput ca să sar peste lecții în general, cu atât mai mult lecțiile sportive. De ce? Fiindcă acolo este și muncă în echipă, este și socializare, sunt o grămadă de lucruri care fac bine
comunității și ție ca și persoană, indiferent de vârsta care o ai. Tu cu toții ați văzut că, mai ales în partea asta cu COVID-ul, că suedezii se plimbă, fac drag. Asta demonstrează faptul că ei nu doresc să renunțe la stilul lor de viață, iar plimbarea de dimineață și cea de seară, de fapt, este o necesitate. Și o să vedeți acum, dacă mergi undeva într-o zonă unde se fac plimbări, lumea ține distanța de cel puțin 2-3 metri unul față de ceilalți, fără să fie o pușcă ațintită asupra lor. Și am mai observat în Occident, mai ales în partea nordică, foarte multă lume se duce la serviciu, la școală sau la plimbare cu bicicleta, cu scuterul, și asta e un mod de deplasare și foarte ecologic și foarte sănătos. Ecologic dacă nu-i poluat orașul precum e București, de exemplu, sau Brașovul. Da. Ce părere au verzii de la Sibiu? Aveți infrastructură biciclistică acolo? Aveți de gând să o faceți? Din păcate, nu este suficientă. A început o infrastructură pentru biciclete foarte timidă. Avem într-un proiect pe malul Cibinului, a se face pistă de biciclete și zonă de agrement, dar acest proiect revine în promisiune doar, se pare, în an electoral. Am asistat la o ședință alături de doamna primar al orașului Sibiu, în care dânsa promitea că din aprilie 2020, anul acesta, o să înceapă lucrările. Bineînțeles că Că a nu fost se salvați vede. de pandemie. Bineînțeles Da. că nu se vede nici urmă de astfel de lucrări. Sper ca noi, la un moment dat, să putem face presiune sau mai multă presiune în acest sens. Oricum e Da, s-a bine ca întâmplat, face pistele chiar. biciclistice să fie și pe carosabil. Pe acolo pe unde se duc oamenii la servici sau la școală, nu doar în zone de agrement, pentru că acolo poate să meargă mai mult copiii care ies la plimbare, dar bicicleta trebuie să devină un mod de viață și nu o distracție, un moft sau un lux. Deci ar Așa trebui este. și pe carosabil să fie o bandă dedicată pentru transportul public împreună cu bicicletele sau dacă e destul de larg trotuarul să se facă o pistă dedicată. Altfel, prin zone de agrement, nu poți merge cu bicicleta dacă se plimbă toți cu câinii, cu căței, În prezent, copii. pistele de biciclete în Sibiu, în prezent, sunt precum autostrăzile în România, Un vis, adică un plan. opțiuni foarte mici care se termină când ți-e lumea mai dragă. Termină Da, dar direct într-un partea bună gard de este multe ori. că stă mai bine ca și alte orașe. Asta am constatat încolo către Pădurea Verde, către Grădina Zoo, Da. Rășinari, Cisnădioara, Cisnădie. Cum am spus, eu cunosc cât de cât județul Sibiu și în special zona din jurul municipiului, fiindcă am stat aproape 2 ani de zile în Sibiu, mai am prieteni încă și acum și de fapt, dacă este să mă uit în top unde m-aș muta în România, cred că Sibiu este pe primul loc. Ne așteptăm. Deci, da, mulțumesc mult, dragilor. Ce am văzut eu, ce am observat apropo de problemele din județul Sibiu, și acolo se taie păduri, și acolo sunt probleme de circulație. Eu știu că Sibiu s-a dezvoltat foarte mult, sunt încă niște, sunt centuri de fapt, dar are un potențial încă, chiar dacă este descoperit pe parte turistică, are un potențial mult mai mare și în partea cu Săliște, încolo, cu partea cu fântânele, etc. Sunt niște localități eminamente pitorești, dar am văzut un lucru foarte supărător, în special la localitățile mici. Nu au groapă de gunoi, nu au spațiu amenajat de la primărie unde să poți arunca gunoiul. Și mi se pare că anul trecut, dacă nu mă înșel, am fost în zona Rășinare, Poplaca. Și cum am mers pe la Poplaca, efectiv, la margine de localitate,
efectiv erau molozi, erau gunoaie și așa mai departe. Cred că ar fi interesant ca voi, ca și veri, să trageți o excursie utilă, să zic așa, de lucru când mai mergeți cu bicicletă, să vedeți care este situația, să faceți niște fotografii și de ce nu să le trimiteți poliției sau gărzii de mediu, Am fiindcă. semnalat acest aspect chiar în centrul Exact. Sibiului chiar zilele trecute, săptămâna aceasta, Da. descoperind un camion care arunca gunoiul. Ea este adevărat pe o proprietate privată care a aparținut consistorului evanghelic, dar pur și simplu acolo se întâmplă foarte des ca acele camioane să descarce gunoiul chiar în centrul orașului. Nu mai vorbim de orașului Sibiu. Nu mai vorbim Da. de localitățile mai mici sau marginea orașului. Da. Și în afară de publicare pe internet, că am văzut și eu clipul acela, ați sesizat organele sau proprietarul Da, am terenului, ați făcut o întrebat de ce? sesizare, am primit un răspuns pe care și acel răspuns l-am publicat din partea primăriei, în care ne asigura că o să identifice persoanele în cauză și o să treacă la măsurile legale De pedepsire. pentru, da. Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit din partea primăriei. Sperăm Apropo, să se soluționeze da, Gabi. apropo, ce se întâmplă cu Festivalul Internațional de Teatru? Că de obicei era, dacă nu mă înșel, tot al doilea an sau chiar în fiecare an, dacă nu mă înșel. S-a fost amânat, dacă nu mă înșel, festivalul de teatru pentru la anul. Acum, din cauza pandemiei, acum și noi așteptam, erau o grămadă de festivale, cum le spunem noi, le așteptam cu drag. Mulți turiști veneau la Sibiu, eram în top, ca să spun așa, și da, o să suferim în perioada asta, într-adevăr, din păcate, Da. Care toate. e explicația cu Păltinișul, partea veche, fiindcă când eram mic ne trimitea, cum era pe vremea lui Ceaușescu, ne trimitea în tabără la Păltiniș sau în alte stațiuni. Era partea veche a Păltinișului și există o parte nouă. Care este explicația? De ce și-a pierdut din importanță partea veche a Păltinișului? Am văzut niște foste hoteluri în paragină parțial. Da, acolo cred că este un mare conflict de interese, deoarece Păltinișul, de fapt, este administrat sau aparține de mai multe localități, Primării, da. mai multe primării. Ok. Și nu se prea, din câte am auzit și eu, nu am fost implicat direct sau nu am făcut o cercetare în acest sens. Doar din auzite am înțeles că aceste primării nu se prea înțeleg între ele, nu prea ajung la un Acord. comun acord, sigur că da. Da. Și probabil din aceste cauze anumite zone rămân probabil nedezvoltate sau neexplorate. Da. Dar să revenim la tema gunoiului în Sibiu, în oraș, că în sate nu e chiar posibil. În Sibiu se selectează, se reciclează gunoiul sau se stochează și se astupă cu pământ. Care e situația și care sunt Acum planurile verzilor din județ, din oraș? se reciclează gunoiul, fiecare locuință deține tomberoane de reciclare separat, dar din păcate eu consider că prețurile, tarifele sunt foarte mari, de aceea încă cetățeanul preferă să arunce gunoiul la marginea orașului, în râu sau în altă parte. Vă pot da un exemplu personal. Am fost eu personal să duc o remorcă de moloz la groapa de gunoi a celor de la Soma care au contractul pe Sibiu și pentru o remorcă din acea mică de 750 de kilograme masă maximă autorizată, pe o remorcă mic, foarte mică, trebuia să achit 60 de lei și prin faptul că eu am dus acel gunoi.
Eu am încărcat în remorcă, eu am făcut deplasare, eu am descărcat din remorcă și a trebuit să mai achit 60 de lei. La 3 remorci am plătit aproape 200 de lei. Nu vreau să mă gândesc dacă aș fi avut nevoie să demolez un imobil sau cât m-ar fi costat să aruncăm acest gunoi. Eu cred că prețurile sunt foarte mari și acestea descurajează cetățeanul să se conformeze sau să fie etic față așa, de natură. Cum ai spus, la prețul ăsta sunt foarte curios cât costă o chestie de genul ăsta în Suedia, dar cred că este mai ieftin în Suedia o chestie de genul ăsta. Bine, ei au alt sistem. Eu ce pot să vă spun, că am să invit și luați-o de bună ceea ce zic acum, în măsura în care trece COVID-ul și ne putem permite, o să rog măcar câte o persoană din fiecare filială, să vedem cum putem, ca să vină în Suedia, ne cazăm pe jos ca în excursie, asta este, pe parchet, și facem o vizită la spital, la o societate de reciclare, poate la o stație de pompieri, să vedem cum funcționează acolo și cred că această experiență o să fie foarte bună pentru mulți. Da, să dea Dumnezeu. Revenind la sănătate, ce părere aveți despre situația din România? Eu vin de peste Prut și încă de când am venit prima dată la facultate, prin anii 90, după aceea l-am masterat la Iași, am constatat cu stupoare că foarte multă lume fumează. Și fumează și în spațiu public, și fumează și în bloc, și atât și aici vecina îmi fumează și îmi vine fumul pe sub ușă. Ce credeți că trebuie făcut cu acest flagel care distruge atâta sănătate și atâția bani din economie, pentru că oamenii care fumează, știm, cheltuie o grămadă din bugetul lor, pentru că s-au pus accize, sunt foarte scumpe țigările. Cum spunea Cristi înainte, părerea mea este, cum spunea și Cristi, noi având și background-ul ăsta de sportivi, de copii care, eu sunt din, așa să mai râdem puțin așa, sunt varianta de crețeilor în care anii 80, 70, 80 am apărut noi, dar în perioada respectivă se fuma și atunci, am eu aminte, tatăl meu fuma foarte mult, Carpațiu era la mare căutare pe vremea respectivă, dar se ieșea foarte mult în aer liber, sportul era cum să zic, o contragreutate la fumat, la genul ăsta de chestii urâte care le are omul în el. Deci fumatul mi se pare, și mie, mi se pare ceva addicted, așa, adică nu poți scăpa, este ca o boală, e foarte dificil să spui unui fumător să se lase de pe o zi pe alta, dar alternativele ar fi sportul, mersul în aer liber, activități în general, datul pe bicicletă, chestiile de genul acesta. Balansează foarte, foarte bine. Sunt alternative la fumat. Să știți că pe vremea noastră, spunea Cristi atunci cu sportul, că a intrat și a văzut copiii aceia cu... Pe vremea noastră vedeau și de căutau în școli. Eu mi-aduc aminte, ca și azi, parcă mi-aduc aminte, eram în clasa 1 și au venit de la școala sportivă din Sibiu, o altă zonă extraordinară care s-a dat uitării. Școala sportivă avea greutate pe vremea respectivă. Școala sportivă avea secții de gimnastică, de handbal, de box, de ce vreți dumneavoastră. Deci pe vremea aia dădeau sportivi, au fost campioni de la noi, campioni europeni, campioni mondiali. Eu mi-aduc aminte că am avut posibilitatea să fiu gimnast în perioada anilor 70. N-am fost atât de bun ca să performez, că te selectau, să nu credeți că era ca te selectau, dacă până la 10 ani nu dădeai roade, erai bătrân, erai la pensie la 10 ani deja. Am ieșit la pensie la 10 ani din gimnastică, dar am continuat să fac sport. Dar am văzut foarte mulți copii venind în perioada aceea de restriște, zicem noi, dar pe de altă parte, din punctul de vedere al oamenilor sănătoși, zic eu așa, și longeviv, zic că sportul, încă o dată, reafirm că sportul ar fi o balanță la și nu numai sportul. Vedeți dumneavoastră, sportul este ca un fel de disciplină și disciplinare a omului.
Un sportiv, foarte rar o să vedeți un sportiv fumând. O să vedeți sportiv fumând, nicio... Sunt. Totuși eu mă gândesc mai degrabă la sport de masă decât la sportul de performanță și cu atât mai tare mă sperie sportul ăsta practicat ca gimnastica sau ce se mai întâmplă pentru copii. Mi se pare că copilul acela nu mai are copilărie dacă de la 3, de la 5 ani începe să facă sport de performanță. Acum nu știu dacă mai reușește și la școală. Să știți, vă contrazic și am să vă spun și de ce. Vorbesc strict din punctul meu de vedere și vă pot confirma cei din generația mea. Deci noi am fost luați, ca să zic așa, selectați. A venit cineva, ne-a dus la gimnastică. Nu erai bun, făceai un alt sport. Dar învățătura era pe primul loc. Eu am terminat clasa 8-a cu 9,48. Mi-au aminte chiar. Dar în toată perioada asta am făcut gimnastică, handbal, de performanță. Atenție, nu... Dar nu era, erau sporturi de masă. Noi le consideram, noi ne consideram vedete. Adică, vezi, doamne, dacă îi făceai handbal, trebuia să fii și câștigătorul cupei campionilor. Nu. Am câștigat cupa celor 6 orașe. Orășele, Cisnădie, Sibiu, ce eram noi pe acolo, Brașov. Așa se făcea. Deci ăla era sportul de masă. Că se numea și făcea și performanță. Performanță la nivel local. Poate dintre noi, foarte puțini, au ajuns și peste hotare. I-am văzut și la televizor, dar în general toți eram sportivi. Dacă întrebai colegul, copilul de bancă, colegul de bancă, făcea handbal, celălalt făcea fotbal, celălalt făcea basket. Dintre noi toți care am fost colegi, niciunul n-am ajuns Arnold Schwarzenegger sau mai știu cine. Dar toți am reușit să facem sport, sportul de masă, la asta mă refeream eu. Nu neapărat, n-am performat, n-am ajuns la nivelul acela să fim cei mai buni, da. Eu zic că așa am reușit să traversăm și povestea asta comunismului. Dacă tot ați pomenit de comunism și despre decreței, zilele astea am întâlnit un mesaj al unor ONG-uri de drepturile omului, mai ales specializat pe drepturile femeilor, și sunt îngrijorați că acum, pe timp de pandemie, când spitalele sunt în carantină sau sunt închise, s-au oprit întreruperile de sarcină la cerere. Și spun că asta e o mare problemă, pentru că femeia nu-și dorește acel copil și s-ar putea să se nască, cum ziceți dumneavoastră, prin decretul lui Ceaușescu, de nevoie și va trebui după aceea 20 de ani să depindă de acest copil sau acel copil să depindă de această femeie care nu-și dorește acest copil. Ați simțit și dumneavoastră că în această lună cât a trecut vi s-au fost limitate drepturi elementare, fundamentale și cum apreciați faptul că iată s-a extins, e posibil să se extindă cu încă o lună prin decretul prezidențial de azi, starea de urgență, dacă nu cumva joi în Parlament va fi respinsă chestia asta și atunci vom avea o perioadă de incertitudine. Despre drepturile omului, drepturi fundamentale. Da, rămâne și la latitudinea autorităților, să știți chestia asta cu respectarea legii, limita între abuz și astea, eu văd zilnic. Acum toți stăm acasă și urmărim Facebook-ul și alte chestii pe internet în care rămânem oripilați pe de-o parte, pe de altă parte suntem alături de cei care poartă uniformă, de medici, de legea trebuie aplicată, da, pentru toată lumea. Acum unii sunt deasupra legii, știm, totdeauna așa a fost să fie, dar nu cred că limitarea drepturilor, acum cât o să țină și chestia asta? O lună? Probabil o să mai țină o lună. Zicem noi că s-ar putea să ducă și mai încolo. Noi am fost și disciplinați. Noi ce vedem la televizor este ceva. Ce vedem în orașul nostru este puțin cu totul altceva. Noi suntem și un pic mai disciplinați aici. În cazul nu auzim. Ieși pe stradă, îți faci cumpărăturile, intri în alimentare, în marile magazine, oamenii sunt destul de disciplinați, nu vociferează, nu mi se pare că drepturile au fost chiar atât de încălcate. Pe de altă parte, ce spuneți despre femei, asta este liberul arbitru, nu știu, n-a fost interzis prin lege, dar practic nu poți să mergi la spital pentru că spitalele sunt toate închise în carantină și se consideră că nu e o urgență și nu e chestie importantă. Dacă nu mă înșel, este vorba de priorități și acum prioritatea este această problemă, right, cu virusul. Și mai este o chestie, dacă ne legăm de problema asta intimă. Eu tind să cred că orice act de genul ăsta este consfințit. Îmi este greu să cred că în perioada asta se mai fac, cum să spun eu,
aplicații sportive gen ca la Vaslui cu, mă rog, știți ce vreau să spun, ca să mențin un pic atmosfera. Dar vă mai zic încă că în această perioadă de izolare mulți ne vom regăsi. Și această perioadă de izolare s-ar putea să se regăsească în sens pozitiv, în sensul natalității peste 8-9 luni de zile sau 10 luni, în funcție de cât durează această perioadă. Poate luați ca și o glumă, dar vreau să vă exemplific o pană de curent din anii 50-60, dacă nu mă înșel, într-un anumit stat, pe o perioadă mai mare, și rezultatul s-a văzut peste 9 luni de zile, când natalitatea a crescut cu nu știu cât la sută. Deci vor fi și situații de acest gen și astea sunt părțile bune și, cum am spus, dacă trecem în cealaltă parte, multe dintre familii n-au mai stat atât împreună cât stau în această perioadă. Eu zic că sunt și părți bune, da, este nasol cu locul de muncă, este nasol cu socializarea cu prietenii, să-i întâlnești așa față în față, dar trebuie să ne gândim și la aceste aspecte. Mai nasol sunt cei care sunt din condiții defavorizate, mă refer la cei de la marginea orașelor și satelor, în special cei care sunt săraci, și care unii dintre ei au o anumită etnie care, din păcate, nu este ajutată așa cum ar trebui, dacă este să ne referim la drepturile omului. Noi trebuie să ajutăm ca societate pe toți oamenii săraci. Cred că acolo este problema cea mai mare și autoritățile trebuie să se îndrepte și acolo, nu neapărat în zona intimă a unora sau altora. Zona intimă, Gabi, se termină acolo unde se încalcă drepturile femeii. Dacă femeia are acest drept prin lege să facă chiuretaj, dar practic nu are acces că spitalele sunt închise și se consideră asta că nu e important, atunci e o problemă de drepturile omului. Sau femeia, copiii stând în casă cu soțul, cu tatăl, cu persoana matură, s-ar putea să fie abuzate fizic, psihologic. Se vorbește că de o creștere foarte mare a violenței domestice acum în perioada asta, pentru că oamenii stau închiși într-un spațiu mic, nu au rând toți la toaletă sau sunt obosiți unii de alții și trebuie să ne gândim, cum ai zis dumneata, la categoriile marginale, să ne gândim la ajutor din partea statului, nu știu, din partea primăriei, din partea ministerului, din partea poliției și pentru victimele abuzului și pentru cei care nu mai au ce mânca și se gândesc să iasă la protest și pentru cei care au nevoie de chiuretaj, că și asta, ziceam, e o problemă importantă, reală. Da, mai ales că e foarte grav, nu știm de ce și inexplicabil, România a cerut Curții Europene a Drepturilor Omului suspendarea Convenției Europene pe durata stării de urgență. Și una dintre puținele țări, mai ales estice, care au cerut chestia asta. Înseamnă că acum ce? Ni se pot încălca drepturile fundamentale? Putem fi torturați? Ni se poate lua viața? Apropo, nu, parțial ai dreptate, dar ce vreau să spun și hai să o luăm cu notă informativă. Fetele, femeile care ne urmăresc acum au câteva numere de telefon dacă nu pot să dea pe Google. Sunt psihologi care dau consultație psihologică în această perioadă gratuit, pot suna poliția 112, pot ieși din anumite situații care sunt extreme, situații de abuz, indiferent din partea căruia vine acel abuz. Există asemenea soluții și ce face diferența face doar curajul lor. Dacă chiar există nu are telefon, nu poate să anunțe, atunci să caute o soluție astfel încât să anunțe vecinii sau pe oricine altceva înscris printr-un SMS sau printr-un mesaj pe Facebook. Apropo, Poliția Română are pagină de Facebook sau alte asociații care se ocupă cu drepturile omului și inclusiv psihologi care îi putem găsi online în această perioadă, atât psihologi din partea statului român, cât mai ales din partea societății civile.
Deci lucrurile nu stau chiar așa rău cum am crede. Noi stăm prost la partea de informare. Deci și este o temă care am putea o discuta, dar separat. Și dacă sunt femei care doresc să spună ceva și psihologi sau eu știu, profesori și așa mai departe, persoane de gen feminin de diferite vârste, îi rugăm să ne contacteze să discutăm această problemă, fiindcă este o problemă care este foarte importantă pentru această categorie de cetățeni. Mulțumesc, Gabi. Aș vrea să intervin și eu cu o lupină în acest sens. Este adevărat că este greu pentru fiecare dintre noi în această perioadă. Sunt sigur că fiecare cetățean a avut sau are de suferit într-un fel sau altul în urma acestui virus. Eu cred că trebuie să înțelegem că este vorba despre sănătate, despre viață în primul rând. Vedem atâtea cazuri de deces, nu doar în rândul persoanelor în vârstă, ci chiar și a persoanelor mai tinere. Eu cred că nu trebuie să privim aceste măsuri sau aceste stări de urgență ca un fapt prin care ni se interzic sau ni se reduc anumite drepturi, ci, așa cum vorbea colegul nostru Iulian mai devreme despre disciplină, trebuie să înțelegem că noi cu toții suntem responsabili și din respect față de cel de lângă noi trebuie să fim mai disciplinați și să păstrăm anumite măsuri pentru siguranța noastră și a celor din jur. Nu cred că se pune vorba sau ar trebui să interpretăm neapărat de o lipsire de drepturi sau încălcarea anumitor drepturi. Este clar că acest virus, care este foarte periculos, sau situația în sine este foarte, foarte tragică, zic eu, și foarte gravă, este clar că ne limitează și ne limitează din foarte multe puncte de vedere. Este adevărat că sunt situații de urgență, revenind de la subiectul pe care l-ați deschis vis-a-vis de femeile care urmează să nască și având sarcine dorite. Eu cred, așa cum zicea colegul Gabi mai devreme, că pentru astfel de situații de urgență trebuie găsite soluții și măsuri de urgență. Iar cetățenii, dar mai ales autoritățile, să se implice vizibil în aceste cazuri. Și cred că totuși, ca o concluzie, că este important să nu privim aceste măsuri pe care ar trebui să le fi luat orice guvern, de oricare culoare politică ar fi fost el, din punctul meu de vedere, această stare de urgență ar fi trebuit să vină mai devreme decât a fost, deși președintele României se laudă în repetate ieșiri că România a luat măsuri din timp. Eu cred că am fi putut și ar fi trebuit să luăm măsuri și mai din timp pentru a evita și mai bine pagubele de vieți pe care le avem astăzi. Totuși, oamenii de afaceri, businessul se plânge că nu mai au profituri, au înghețat toate afacerile și ei cer ridicare cât mai repede acestei stări de urgență și suntem în balanță și guvernarea pune în balanță și noi parcă stăm să ne gândim ce vrem, să se relanseze economia sau vrem să reducem numărul de morți și de îmbolnăviri la minim posibil. Până acum se pare că stăm bine, nu e așa? Nu ne comparăm nici cu Italia, nici cu Franța, nici cu Spania. Dar e posibil să avem un nou vârf după perioada sărbătorilor pascale, când, iată, se pare, se pregătește o nouă ordonanță ca să se facă excepții pentru ritualurile religioase, dar care ritualuri religioase sunt cam periculoase? Uitați-vă chiar la Târgu Frumos în Iași zilele astea, s-a constatat că un preot care a mers de la casă la casă și a făcut împărtășanie sau nu știu ce le-a dus aghiazmă, era și el pozitiv, fără simptome,
și cineva din anturajul lui, deci e foarte posibil că cu acea gheazmă și cu lingurița cu care a împărtășit oameni să fie răspândit în tot târgul frumos astfel de virus. Și deci de grabă nu o să mai avem ridicarea stării de urgență dacă continuăm să facem astfel de excepții și îngăduințe, pentru că sunt religioși, pentru că sărbătorile de Paști. Cum papa de la Roma a putut să stea singur în mega catedrala aceea, Sfântul Petru? E vorba de disciplină și de respect față de semeni. E așa, cred. Exact. Da. Deci depinde și de noi cât va dura perioada asta, nu doar de autorități. Da, exact. Imaginile care au fost, scuze Cristi, am văzut niște imagini pe, la televizor acum câteva zile cu un preot într-o anumită, nu mai rețin exact orașul, în care dădea cu lingurița la toată lumea, adică era exact la începutul pandemiei, când toată lumea era consternată de ceea ce se întâmplă în Italia. Și aici se vede un pic, cum ai spus tu, Cristi, că oamenii trebuie să fie responsabili, adică degeaba legile sunt date, se duc anumiți polițiști, se întâmplă și abuzuri în perioada asta și dau amenzi unor bătrâni care au uitat să semneze, iar am văzut niște chestii, adică îți faci cererea, îți dai interesul să faci o cerere, o scrii și sărmanul om uitase să o semneze, nevasta sa, din câte am înțeles. Și tu îi dai o amendă de 10.000 de lei, este halucinant. Sau și fermierul acela care n-a scris la ce oră se întoarce de la semănat, el știa când se duce la semănat, dar nu știa, a scris ziua, tot azi mă întorc, n-a știut oră. Pe și pentru asta tot la amendă. Aia, da, semnătura era constat, era toată esența acestor neîncălcări sau încălcări de legi, semnătura amărâtului pe cerea, incredibil. Da, spunea, comenta unii, da, domnule, deci trebuia să semnezi. Bă, chiar așa am ajuns la nu mai povestesc că polițaiul care îi dădea amendă n-avea mănuși și vorbea într-un fel de ce zic, și pe de altă parte vedea imagini cu preoți care îi păzeau poliția, dădeau cu lingurița de la unul la altul, adică mie se părea genocid ce făcea acolo, dădea cu lingurița de la unul la altul, deci este halucinant. Asta demonstrează unde suntem noi cu disciplina colectivă, demonstrează unde suntem noi unii cu capul, să zic, apropo de partea mai religioasă, fiindcă trebuie să facem separație între Dumnezeu și biserică. Vreau să fac o comparație între preoții din Italia, care sunt mai mult de 60 de preoți morți, fiindcă au mers și i-au ajutat, n-au dat vorba aia, lingurița la oameni, ci au mers să-i ajute. Deci muncă socială. În schimb, la noi eu nu știu să fi decedat, Doamne ferește, vreun preot să fie, eu știu, într-o situație mai gravă. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți să discutăm acest subiect, Biserica Ortodoxă în această perioadă și-a pierdut bugetul, o parte din buget, nu sunt în grafic cu bugetul și riscă să pierdă pe fundul unor mici scandaluri de genul ăsta din amplitudine. Plus că este an electoral și diferiți actori politici mai mari sau mai mici doresc să își demonstreze atașamentul față Biserica Ortodoxă și nu mai e departe de scena de astăzi oribilă de la realitatea, mă rog, un canal TV în care primărița din București făcea efectiv slujbă bine mersi în direct. Dragilor, este an electoral și Biserica Ortodoxă își arată partea politică tocmai în acest an. Nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu este acolo unde sunt cel puțin două persoane. Acolo este biserica și relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie alta decât prin intermediul unui altar la biserică sau unei sutane care este lângă noi. Eu cred în treaba asta. De acord, da. Și Dumnezeu va judeca pe fiecare după fapta noastră. Eu așa spun. Da, de acord. Eu aș vrea să revin referitor la decretul de astăzi, să aduc în discuție o prevedere a noului decret de astăzi. Și o să încerc să vă citesc exact cum sună această prevedere. Posibilitatea de plafonare a prețurilor
prețurilor medicamentelor, alimentelor și serviciilor de utilitate publică. Eu cred că în loc de posibilitate, aici ar fi trebuit să fie introdus termenul de obligativitate. Cum adică posibilitatea de plafonare a prețurilor medicamentelor și alimentelor de bază? Eu cred că într-o astfel de situație e nevoie de obligativitate de plafonare a prețurilor. Cristi, acum mi-aș permite o glumă, dar știi, și oamenii ăștia trebuie să ceară aprobare de undeva, nu? Cum să plafonezi așa prețurile de la medicamente? Știm și noi ce se întâmplă în industriile astea farmaceutice, cam cine sunt jupânii, ca să le spunem cu ghilimele de rigoare, cine fac cărțile, ca să zic așa, dacă ar fi. Fără să trecem în latura aia conspirațiunii și... Nu, pur și simplu, dar trebuie să ne gândim și cât la cât se plafonez prețurile, că dacă o facem în stil comunist, putem să coborăm prețul chiar mai jos de cheltuielile de producție și atunci ai falimentat oamenii aceia. Trebuie să fim atenți cu plafonarea. Da, nu cred. Asta oricum, este utopie la ce forța au industriei farmaceutice în lumea asta. Păi, unii au forță și unii o duc bine, alții cam suferă acum pe timpul ăsta, că nu toți lucrează în industria farmaceutică. Da, Gabi? Eu cred că aici statul are o intenție oarecum bună ca să elimine specula, dar în ciuda acestei plafonări tot vor exista speculanți. Asta este clar și rămâne tot de cetățeni și de anumite autorități să verifice dacă aceste licitații sau aceste produse urmăresc și partea de calitate, cât și partea de preț. Este o perioadă în care vin tot felul de speculanți în diferite domenii de interes în această perioadă, dar în același timp sunt și oameni de bună credință care vor să își arate serviciile, să dea un preț corect pentru serviciile, să oferă un preț corect pentru serviciile lor, tocmai ca să ajute România în această perioadă. Deci nu toți oamenii de afaceri, antreprenorii sau orice persoană fizică trebuie luată în categoria speculanți. Astea sunt și legile oarecum ale economiei. Eu nu sunt economist, cineva poate să le explice mult mai bine. Asta este realitatea, trebuie să ne adaptăm. Dacă este nevoie de ventilatoare, atunci ar fi bine ca dacă Dacia sau Ford nu poate să facă mașini în această perioadă, să își modifice linia de asamblare și într-o săptămână, două, așa cum a făcut cei din Scania de aici, din Suedia, să facă ventilatoare. Deci unele afaceri într-adevăr vor da faliment, dar unii vor vedea și o anumită oportunitate ca să și câștige un pic sau să aibă afacerea pe linia de plutire, fiindcă această perioadă lovește în toată lumea. Și da, avem nevoie de aceste afaceri. Și vreau să spun un singur lucru referitor la o temă din acest live. România este nevoită să dea drumul la anumite sectoare economice. De ce? Fiindcă lumea se va sătura, vor riscă ca oameni să moară în casă de foame, nu din cauza COVID-ului, vor fi asemenea presiuni, cum deja de fapt sunt oameni ies afară. Sau de disperare, să se arunce de pe balcon, exact, să bage sub autobuz. În plus, exact, statul român nu a învățat că trebuie să fie creativ, să aibă o viziune. El este un stat de copy-paste. Dacă Franța face așa, imediat trebuie să facem și noi așa. Dacă Austria face așa, imediat trebuie să facem și noi așa. Este fals. Noi trebuie să adaptăm cât ne duce pe noi cerceafă, cât e patul nostru, să zic așa, și să aplicăm la noi. Dar dacă vedeți, multe decizii politice s-au luat în acest sens. Dacă în UK au făcut ei așa, trebuie să facem și noi. Nu merge, fraților, trebuie adaptat la realitatea românească, fiindcă disciplina și rigurozitatea administrativă în Germania este una și alta este balamucul balcanic din România. Asta este realitatea și trebuie să o spunem
drept, fiindcă dacă este să ne vindecăm, nu putem să ne vindecăm decât dacă recunoaștem ce greșeli sunt. Nu putem nega că au adaptat la realitățile românești amenzile, de exemplu. Spune lumea că în Franța e 130 de euro amenda, pe când în România sunt câteva mii de lei, pentru că altfel oamenii nu înțeleg. Măcar așa se sperie cu suma amenzii mai mare decât în Franța. Deci, în puterea de cumpărare a unui italian, ca să vorbim așa mai la nivelul nostru, este de câteva ori mai mare și îi dă o amendă care lucrează omul două zile și plătește amenda respectivă. La noi în România, puterea de cumpărare medie a unui om este de 3-4 ori mai mică ca și în un italian și tu îi dai de 10 ori mai multă amendă. Mă înțelegeți? Da. Deci e graduală, dacă nu mă înșel, citisem mai de mult că undeva cel de la Ericsson, acum mulți ani, luați o amendă de vreo 100 de mii de mărci la vremea, sau dolari, euro, nu mai știu ce era, graduală la era una dintre țările scandinave, că depășise cu 20 km viteza legală în oraș. Deci da, se adaptase amenda exact după venitul omului, 100 de mii. Ce era 100 de mii? Exact. Dar un om, da, la un amărât 10 mii, sunt probabil toți banii de pe un an de zile. Exact. L-a băgat în faliment. Da, corect. Stimați domn, cred că ne ajunge o oră de discutat. Sper să mai avem ocazie. În fiecare seară de la ora 7 intrăm în direct pentru aproximativ o oră. Amintesc că în seara asta au fost cu noi activiști verzi de la Sibiu, domnul Cristian Hirsch și Iulian Toplicianu. De asemenea, din Suedia, din peninsula scandinavă, a fost cu noi Gabriel Ursescu. Eu sunt Oleg Brega, mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat, pentru participare și ne vedem în seriile următoare. Exact, dați mai departe, comentați și haideți să la verde în față ca să discutăm teme și locale și naționale și să mai facem și o glumă dacă încape. Numai bine! Sănătate tuturor!